1 iunie s-a transformat în 1 Zurli. Toate personajele din gașca Zurli fac de ziua copilului mare spectacol pentru cei mici. La sala palatului este reporterul nostru Bianca, care știe mai multe despre acest subiect. Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Pregătirile sunt întoi la sala palatului. Cam în mai puțin de o oră, 5.000 de copii vor umple cel mai mare carnaval din lume. Mii de copii așteaptă cu sufletul la gură noul spectacol pe care gașca Zurli îl pregătește de peste 2 luni. Nu vor lipsi cele mai frumoase melodii lansate de gașca Zurli. La ușa casei așa, 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 și nu struiesc pantofii așa, așa, așa. Părinții și copiii vin în Zurlandia pentru a face cunoștință cu noul membru al echipei, bucătărașul Zurli, cel care îi învață pe cei mici să mănânce sănătos, a primit un ajutor. Lulu este numele lui și va arăta la carnavalul de 1 iunie ce poate. Urmează o nouă zi memorabilă în care se construiesc amintiri din copilărie și în care copiii vor cânta și vor dansa alături de personajele preferate. Peste 2 milioane de fani, gașca Zurli este cea mai cunoscută trupă de umor pentru copii din România și în 2019 pregătește noi surprize pentru toată familia. Aram, dam, dam, guli, 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 guli.